Hei, Sifu Bogdan Roșu aici și azi am o întrebare foarte, foarte importantă pentru tine. Dar înainte de întrebare, vreau să spun că sunt în Vama Veche. Dacă n-ai fost în Vama de ceva timp, vreau să spun că e foarte, foarte mișto și chiar am fost plăcut surprins să văd cât de deschisă e lumea în Vama și cât sunt de dispuși. Ia uzi, să-și trăiască viața. Și da, a fost o experiență interesantă în Vama, e abia a treia oară când vin. Am fost de câteva ori înainte, dar am stat foarte, foarte puțin. Deci nu pot zic că am avut exact experiența de a sta sau de a-ți face o vacanță în Vama. Eu chiar o recomand. Bun, hai să intrăm în subiect. Dacă ar fi să vrei să pleci în vacanță sau să faci o chestie interesantă, să faci un curs care ți se pare util și să ții, știu eu, 3-4 zile în care să fii plecat, să nu mai fii la un... Ai opțiunea asta? Adică, ai putea să pleci mâine, poi mâine, așa, din senin, fără să anunți pe nimeni sau eventual, dacă vorbești cu cineva, să știi sigur că îți va da opțiunea asta. Zice, da mă, bine, du-te la cursul ăla sau du-te în vacanță, pentru că știu că ai muncit foarte mult, ai creat suficientă valoare și, într-adevăr, meriți să îți faci vacanța exact unde vrei tu. Poți să faci chestia asta? Spuneam mai devreme că oamenii sunt foarte deschiși în Vama și am avut bucuria de a interacționa cu ei și să cunosc câțiva din ei. Și erau persoane care pur și simplu au plecat, deci au evadat din București sau de unde erau pentru o zi sau chiar pentru câteva ore să prindă puțin soare și cu aia repede fuga înapoi la muncă, la job și așa mai departe. Astea sunt cazurile fericite, aș spune, pentru că încă mai au doza aia de spontaneitate, știi? În care zic că, bă, gata, azi vreau să plec la mare și nu mă poate opri absolut nimic să o fac. Însă, ce am observat că mulți oameni nu pot opri mașina asta pe care au construit-o. Mașina asta care se numește muncă și mașina asta care le aduce niște bani. Și de cele mai multe ori e vorba de oameni care câștigă puțin peste medie, da? Și zic, bă, câștig destul de bine și nu pot să plec în momentul ăsta de la muncă, nu știu ce se întâmplă, cum am un contract de făcut, cum am chestii de semnat și așa mai departe. Întrebarea mea e, bun, dacă tu muncești pentru banii tăi, dar nu poți să te rupi pentru câteva zile, tocmai din cauza că s-ar putea să pierzi niște bani, în cazul ăsta, cine e sclavul cui? În cazul ăsta, banii te servesc pe tine sau tu muncești ca disperatul în mașinăria respectivă de dragul banilor? Gândește puțin, rumecă puțin întrebarea asta. Tu ești sclavul banilor sau banii sunt sclavul tău? O frază pe care am auzit-o chiar zilele trecute, zice, eu sunt prea frumoasă pentru cât muncesc. Zic, ok, bun. E și ăsta un punct de vedere, știi? Zici, bă, că... Sau să zici, băi, sunt prea inteligent pentru cât muncesc. Sunt prea special pentru banii pe care îi primești. Bun, e fantastic, măcar ai conștientizat lucrul ăsta că nu primești suficient pentru, sau nu e chiar viața pe care vrea să o trăiești. Dar ce faci în sensul ăsta? Cum acționezi în sensul ăsta? Bun. În momentul în care ai simț că, știu eu, poate nu ai libertatea pe care ți-ai fi dorit-o. Și mi-aduc aminte că pe când lucram, când eram angajat, apropo, am urât fiecare secundă din jobul meu. Nu zic că ar trebui să faci și tu la fel. E foarte tare dacă faci jobul viselor tale și îți faci banii și îți faci viața exact așa cum îți dorești și e totul fain pentru ei, e perfect. Deci asta e pentru e rezultatul final. Prima chestie când conștientizezi că e nevoie de schimbare este să spui întrebările potrivite. Dacă tu spui de ce muncesc așa de mult, că sunt prea frumoasă, că sunt prea special, sunt prea inteligent,
am investit prea mult în mine și așa mai departe și totuși muncesc încă prea mult. Cred tot poate să spună că, bă, că ești, că lumea e nedreaptă, bă, că, ce să spun, că șeful tău e prost și așa mai departe. Nu. O întrebare potrivită e, cum aș putea să ajung să-mi trăiesc viața, să am libertatea pe care mi-o doresc? Ce aș putea să creez, ce aș putea să fac pentru alți oameni care se reprezintă așa de multă valoare încât să pot să fac ce vreau, când vreau și cu persoanele care mă stimulează și care mă fac să mă simt bine în același timp. Și găsești 3 răspunsuri. Asta e tema ta pentru azi. Dacă ai curaj, dacă într-adevăr ai balls of steel, aș pune răspunsul la întrebările astea chiar în secțiunea de comentarii sub acest video. Aș pune întrebarea pe care am menționat-o mai devreme și 3 răspunsuri, 3 opțiuni care să-ți... 3 soluții, dacă vrei, în sensul ăsta. Zici, bă, vreau să plec 5 zile, o lună, un an, vreau să plec din țară, vreau să călătoresc, vreau să fac aia. Ce pot să fac să ajung să îmi creez genul ăsta de mașinărie? Nu o mașinărie în care sunt sclav, ci o mașinărie care funcționează pentru mine. Și bineînțeles, nu doar pentru tine, pentru că dacă funcționează, îți creează valoare doar pentru tine, este o mașinărie stricată. Trebuie să fie o mașinărie care creează valoare pentru alți oameni. Te ajuți pe tine, ajutându-i în primul rând pe ceilalți. Știu că nu spun lucruri noi, știu că spun mereu în aproape toate videourile. Fantastic! Asta e tema ta pentru azi. Lasă-mi un comentariu jos cu răspunsul la întrebare și ne auzim în următorul video. Până atunci te-am pupat, îți urez o zi fantastică. Ciao!